Vladimir Putin a lucrat în serviciile secrete ruse din 1975 până în 1991 în Germania de Est. Rolul său precis e neclar, însă ar fi putut să fi lucrat în legătură cu Stasi, poliția politică a regimului comunist local. După căderea zidului Berlinului, el s-a întors la Moscova, unde a lucrat la FSB, succesorul KGB-ului. Conștiincios și disciplinat, astfel îl caracteriza KGB-ul pe Vladimir Putin, actualul președinte rus provenit din serviciile secrete sovietice, conform unei fișe de cadre declasificate și prezentate la o expoziție din Sankt Petersburg. Tovarășul Putin își perfecționează constant cunoștințele ideologice și politice, participă activ la programele de formare ale Partidului Comunist. Această fișă de evaluare, redactată la sfârșitul anilor 70, se numără printre documentele declasificate prezentate la o expoziție deschisă în Sankt Petersburg. Conform documentului, tânărul Putin, care face parte din tineretul comunist din anul 75, a primit felicitări din partea șefilor KGB pentru buna organizare a muncii sale și rezultate obținute. Documentul imprimat la mașina de scris provine din arhiva Partidului Comunist Local. Menționează de asemenea succesele sportive ale lui Putin, care a câștigat în anul 76 un campionat de judo, în Leningrad, numele orașului Sankt Petersburg în perioada sovietică. Putin conduce Rusia din 1999. În acel moment, el a modelat țara într-o societate autoritară și militaristă. Astăzi, în calitate de președinte al Rusiei, contestă ordinea mondială occidentală, condusă de SUA, susținând dictatori, alterând alegeri și invadându-și vecinii. Totul face parte din viziunea sa asupra lumii, care prinde contur de la căderea Uniunii Sovietice din 1991. Pentru a-l înțelege pe Vladimir Putin, trebuie să înțelegeți cum a văzut sfârșitul războiului rece. Când a căzut zidul Berlinului în 89, Putin avea 40 de ani și se afla în Germania de Est lucrând ca spion pentru KGB. Până în 1991, Uniunea Sovietică s-a prăbușit într-o cădere liberă și a devenit Federația Rusă. Putin a descris ulterior prăbușirea drept un dezastru geopolitic major al secolului, lamentându-se că milioane de copatrioții săi s-au trezit în afara teritoriului rus. Un discurs politic excelent pentru vremurile respective. Noua Rusie nu a început bine. Mai întâi a trebuit să vândă aproape 45.000 de întreprinderi care fuseseră deținute și conduse de guvernul comunist. Firmele au căzut în mâinile câtorva bărbați deștepți, oportuniști, făcându-i pe mulți dintre ei miliardari peste noapte. Aceștia au ajuns să fie cunoscuți ca oligarhia rusă și mai târziu vor deveni aliați cruciali, ce îl ajută pe Putin să-și mențină și să-și extindă puterea. În același timp, primul președinte al Rusiei, Boris Yeltsin, era extrem de nepopular. Mulți ruși obișnuiți îl vedeau ca un lider cu voință slabă, incapabil să se ridice la pretențiile Statelor Unite sau să-și protejeze țara de atacurile teroriste lansate de militanții din Republica Separatistă Cecenia. Economia Rusiei a intrat într-un moment nebun, iar corupția a crescut fulminant. Intrarea pe scenă a lui Vladimir Putin. Fostul spion a devenit viceprimar al Sankt Petersburgului în anul 1991. A câștigat rapid favoarea oligarhilor, ajutându-i să structureze monopolurile și să redirecționeze licențele pentru concurenții lor. Organizațiile criminale au devenit de asemenea foarte puternice în timpul haosului post-sovietic, iar Putin i-a ajutat să spele bani și să înființeze companii frontale. Această rețea de prieteni îl ajută pe Putin să urce rapid în eșalonurile superioare ale politicii rusești, plătind foarte mulți bani pentru campanii electorale. În 1999, Yeltsin l-a numit pe Putin prim-ministru. Odată cu popularitatea în totală cădere a președintelui Rusiei, Putin a devenit fața unui nou naționalism rus. El a zdrobit rebeliunea cecenă, a aplatizat capitala și a apărut la televizor noaptea predicând viziunea sa asupra unei Rusii puternice, respectate internațional. Dacă vă vine să credeți, popularitatea sa a crescut de la 2% în sondaje la 45% în câteva săptămâni, ceva nemai întâlnit până atunci.
La 31 decembrie 1999, Yeltsin a demisionat și l-a făcut pe Putin președinte interimar. Un război de succes din Cecenia l-a făcut pe Putin extrem de popular, iar în anul 2000 Putin a fost ales președinte. A început repede să refacă statul rus, îmbogățind oligarhii care l-au susținut și zdrobindu-i pe cei pe care nu. Mihail Khodorkovsky, cândva cel mai bogat om din Rusia, a fost un critic sincer al lui Putin. Până când a fost arestat rapid pentru corupție și trimis într-un lagăr de muncă din estul Rusiei. Putin a început de asemenea să-și împingă viziunea asupra lumii în afara granițelor Rusiei. În calitate de fost spion sovietic, Putin era profund sceptic și paranoic cu privire la Occident. A fost deosebit de îngrijorat de posibilitatea ca fostele republici sovietice, precum Ucraina, Georgia sau statele baltice, să adere la alianța militară NATO, întrucât acest lucru i-ar scoate din sfera de interes a Rusiei și i-ar plasa direct în cea a SUA și a aliaților săi. În 2008, Putin a invadat Georgia. Deși lumea a izbucnit într-un protest masiv, s-a făcut puțin pentru a pedepsi Rusia atunci, deschizând calea pentru ca Putin să anexeze două părți mici ale Georgiei. Strategia lui era simplă. În primul rând, hackerii ruși au susținut sprijinul pro-rus în Georgia, folosind campanii de propagandă și dezinformare. Când acele demonstrații au devenit violente, Putin a trimis armata rusă. 6 ani mai târziu, el a făcut același lucru în Ucraina, cucerind și anexând rapid peninsula Crimea. Putin continuă să proiecteze puterea sprijinind regimuri autocratice pentru a contracara influența occidentală. A intervenit într-un război civil sângeros în Siria, trimițând avioane de luptă și arme către dictatorul Bashar al-Assad. Assad pare să piardă în fața grupurilor rebele susținute de SUA până la sosirea ajutorului rus, iar acum recâștigă rapid controlul Siriei. Putin și-a strâns mai bine propria țară. Cu sprijinul continuu al organizațiilor criminale, oligarhilor și a serviciilor de securitate rusești, Putin a reușit să înnăbușească presa rusă liberă și independentă, în timp ce distruge instituțiile sale civile și elimină orice aparență de opoziție politică. Critici precum jurnalista Politkovskaya și dizidentul politic Voronenkov sunt asasinați, iar ucigașii lor nu au fost găsiți niciodată. Între timp, în SUA, sistemul politic american e dezarmat de războiul partizan asupra ingerinței lui Putin în alegerile din 2016, interferență menită să-l ajute pe Donald Trump să câștige Casa Albă, așa cum s-a și întâmplat. Puterea lui Putin, un cost enorm, deoarece populația Rusiei se micșorează, speranța de viață scade, iar economia se află în mijlocul unei recesiuni prelungite. Dar rușii obișnuiți nu par să le pese. La 2 decenii de putere ale lui Putin nu există încă niciun semn dacă acest dictator va abdica vreodată. În urmă cu mai bine de 20 de ani, Vladimir Putin avea să preia puterea în Rusia, mai întâi ca premier și la scurt timp ca președinte. În anul 2024, când se va încheia mandatul său pe care îl are în prezent, Putin va avea deja 25 de ani de domnie, adică mai mult de jumătate din perioada în care a fost la putere Petru cel Mare, una din figurile care și-au pus adânca amprenta pe tot ce înseamnă scena internațională contemporană politică. Putin e fără doar și poate una din personalitățile marcante ale lumii în care trăim. Președintele rus are un program zilnic extrem de strict și îndeaproape verificat. Își începe ziua târziu și muncește până în creierul nopții. La micul dejun preferă omleta de ouă de prepeliță și terci de ovăz, suc de fructe și cele mai proaspete alimente din fermele patriarhului Kiril. Așa își începe Ben Judah un amplu eseu în Newsweek. Autorul avertizează că, deși poate părea că e vorba despre literatură și fantezie, toate faptele expuse se bazează pe 3 ani de interviuri cu miniștri, consilieri, guvernatori, birocrați și oameni obișnuiți pentru cartea sa. Pe baza acestor informații din zeci, poate sute de surse, autorul a reconstituit ca un puzzle o zi obișnuită din viața acestui dictator al zilelor noastre. Primele 2 ore ale lui Putin sunt dedicate înotului și mulți spun că în această perioadă ia cele mai importante decizii. Face băi reci și fierbinți, se îmbracă numai în costume pe comandă, în culori închise. În acest timp, curtierii care au fost convocați deja îl așteaptă și el îi poate urmări direct din biroul său pe ecrane. Nu e neobișnuit ca un ministru să aștepte și 4 ore. În timpul ăsta, Putin poate să citească un volum de istorie despre Petru cel Mare, Ivan cel Groaznic.
În 2006 s-a zvonit că a citit un thriller. Cu oamenii săi vorbește noaptea târziu, când are mintea clară. După amiaza e dedicată informărilor. Din spatele biroului folosește tehnologia cea mai sigură. Citește dosare roșii cu hârtii scrise de mână și folosește telefoane din era sovietică. Primele lecturi sunt trei dosare groase. Primul, un raport intern al FSB, al doilea raportul pe politică externă, serviciul de spionaj extern și al treilea raportul cu privire la Kremlin. Citește apoi presa rusă cu accent pe Pravda, ziare cu milioane de cititori. Urmează presa externă. Administrația prezidențială și MAE nu-l scutesc de vești proaste. Putin trebuie să știe cât este de demonizat de străini. El folosește rare ori internetul pe care îl consideră confuz. Ziua de lucru e planificată meticulos, cu luni, poate ani înainte. E o succesiune nesfârșită de perindări de câte 15 minute în camere aurite conform agendei. După citirea dosarelor, președintele lecturează agenda zilei și urmează întru totul planul fără un zâmbet. Majoritatea întâlnirilor programate sunt fără importanță. Oameni care vin să-l omagieze, primiri de demnitari, acordări de medalii, etc. Putin nu trăiește în Moscova, ci la palatul din Novo-Ogariovo, întrucât traficul, poluarea și mulțimile îl deranjează, cu toate că ruta de 25 de kilometri de la Kremlin la palat o parcurge în 30 de minute. Preferă totuși să muncească la palat și și-a redus întâlnirile la Moscova la minimul necesar. Președintele muncește și sâmbăta și duminica. Uneori se roagă, deși nu e credincios. Putin joacă și hockey pentru că e bărbătesc și grațios și o invitație la meciul organizat de el este una din cele mai râvnite printre oligarhi și demnitari, majoritatea aflați pe lista de sancțiune a Americii. Echipa lui Putin e completată cu gărzile de corp ale președintelui și echipa rivală cu gărzile premierului Medvedev. Acești oameni sunt cercul intern, cei care l-au însoțit de la Sankt Petersburg la Moscova, care l-au numit șeful și acum care îi spun țarul. Președintele duce o viață singuratică. Ambii părinți nu mai există. Este divorțat de soție, două fete plecate din Rusia, care sunt secret de stat. Există zvonuri privind gimnaste și modele care îl vizitează noaptea, dar sunt vagi. Putin iubește animalele și zâmbește la creaturile ce refuză să îi se supună. O sursă spune că viața președintelui e monotonă, întâlniri fără conținut, protocol prezidențial și o rutină an după an. Putin spune că muncește mai mult decât orice lider după Stalin încoace. Niciunul nu a călătorit, negociat sau văzut din Rusia la fel de mult ca el. Zboară cu trei avioane, unul cu coloana auto, unul cu delegația sa și unul care merge înainte, de mai mult de 5 ori pe lună. Vizitele în afara țării sunt diferite. Serviciul de informații externe trimite o echipă în capitală vizată cu o lună înainte. Hotelul de lux, ce va fi ocupat de Putin, e inspectat și el. Curtea se stabilește pe sol străin cu o săptămână de venirea lui Putin. Hotelul devine Kremlin. Sunt închiriate și sigilate 200 de camere, un lift. E rezervat uzului președintelui, camera sa e izolată, cearșafuri și cosmetice sunt înlocuite cu altele purtând sigiliile de anticontaminare ale Kremlinului. Tot ce ar putea necesita Putin. Sosește cu avionul, de la bucătari, menajere, chelneri, 2 tone de mâncare livrate cu camioane rusești. Diplomații ruși sunt implicați în negocieri pe tema mâncării cu gazdele, pentru că președintele nu mănâncă lactate și nu trebuie să îi se ofere mâncare de către gazdă. Situația e mai complicată în țările cu tradiție gastronomică. Cel mai probabil, președintele e paranoic să nu fie otrăvit, mâncarea fiind întâi gustată de un degustător și nu se atinge de nimic la banchetele oficiale dacă pregătirea mâncării nu a fost supervizată de ruși. Putin se comportă ca și cum ar fi făcut din bronz, ca și cum ar străluci în jurul lui toată lumea, își coboară vocea și par nervoși, alerți, îngrijorați. Este permanent înconjurat de cel puțin 10 persoane, nu zâmbește și nu te poți apropia de el. Nimeni nu prea glumește cu el. Președintele nu are timp să gândească, trece din camera aurită în camera aurită. Pare că nu are emoții, că nu-l atinge nimic, e izolat, prins în cușcă. Impresia când te apropii de el e că ar fi fost bucuros să renunțe, însă știe că nu a reușit să conducă Rusia în altfel decât cel feudal. La sfârșitul săptămânii se întâmplă ca președintele să iasă din rutina zilnică, dar asta nu înseamnă că e mai puțin ocupat. În timpul liber își perfecționează cunoștințele de limbă engleză în compania unui profesor și chiar dacă uneori se întâlnește cu patriarhul Kiril și se spovedește, cei care îl cunosc spun că probabil nu este un ateu, dar nu e nici tocmai un creștin practicant. Sporturile sale preferate sunt judo și hockeyul pe gheață, iar în timpul liber organizează partide la care sunt invitați cei privilegiați. Putin și-a început cariera de angajat al serviciilor secrete de foarte tânăr.
A intrat în structurile KGB la 23 de ani unde se ocupa de turiștii străini. În 85, KGB-ul l-a trimis pe Putin la Dresda, în Germania de Est, unde a trăit sub acoperire cu numele de Mr. Adamov. Potrivit unor informații, Putin a învățat limba germană atât de bine că era capabil să imite anumite dialecte. A primit în final medalia de bronz pentru servicii excepționale aduse armatei poporului. În 89, zidul Berlinului a căzut, iar Putin s-a întors la Leningrad, unde a primit un job sub tutela primului primar democrat al orașului. Din 91, Putin și-a început activitatea în administrație. În 96, viitorul președinte al Rusiei și-a luat familia și s-a mutat la Moscova, unde a urcat rapid pe scară ierarhică. După mai multe posturi deținute, a ajuns în 98 conducătorul FSB-ului, fostul KGB. Așa a început cariera politică și ascensiunea lui Vladimir Putin. A ajuns astăzi la peste 20 de ani de domnie. Și, din câte ne lasă presa să știm, cam așa arată o zi sau o săptămână din viața sa. Vladimir Putin e pasibil în orice secundă de a fi asasinat, mai ales în situația actuală și cu ce a stârnit în întreaga lume. De altfel, i s-a și pus un preț pe capul lui, $1,000,000. Așadar, e lesne de înțeles că e unul din cei mai bine păziți oameni ai planetei. Fără doar și poate, e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și unul din cei mai bine păziți. Având în vedere poziția sa, e simplu de înțeles că indivizii care îl păzesc sunt aleși pe sprânceană și, mai important, sunt complet devotați liderului țării și șefului lor. Președintele Rusiei e păzit atât într-un sens restrâns de oameni care sunt fizic alături de acesta în orice deplasarea sa, dar și într-un sens mai larg, printr-o instituție pe care acesta a înființat-o în urmă cu câțiva ani și care răspunde direct la comenzile acestuia. Grupul restrâns de gărzi de corp, echipa sa, e întotdeauna pregătită să-l apere pe Putin și e gata de acțiune cu mult timp înainte ca acesta să ajungă într-un anumit punct. Vizitele lui Putin sunt organizate de către agenții săi cu cel puțin o lună înainte ca președintele să pășească într-un anumit loc. Oamenii săi de încredere se coordonează cu autoritățile locale și verifică îndeaproape locul în care va fi cazat președintele, iar orice defect este reparat, astfel încât să nu fie nevoie ca vreun tehnician să ajungă aproape de Putin în timpul vizitei. Sunt instalate sisteme de bruiaj, iar cel puțin în interiorul țării sunt supravegheate la fața locului toate dispozitivele electronice, telefoane, laptopuri, ale celor care vor fi în apropierea președintelui. Sigur, sună invaziv, însă legile din Rusia specifică în mod clar că serviciul de securitate al președintelui poate folosi orice unaltă software, poate perchiziționa și poate intra oriunde dacă măsurile sunt necesare pentru siguranța liderului. Serviciul Federal de Protecție ar avea aproximativ 50.000 de angajați și se ocupă nu doar de paza președintelui, ci și a altor înalți demnitari ai statului rus, precum prim-ministru, ministrii de externe de apărare, președintele Consiliului de Securitate și nu numai. La ordine însă, oamenii pot păzi și alți demnitari. Deși de aștepta ca oamenii din preajma președintelui să fie trupe speciale și foști soldați cu experiență pe câmpul de luptă, astfel de intrări din CV nu sunt necesare neapărat. Bodyguardii lui Putin trebuie să posede capacități de psihologie operațională, trebuie să poată anticipa și preveni amenințările, iar asta fără să fie detectați de alte persoane. Persoanele ce îl păzesc pe Putin trebuie să aibă cel mult 35 de ani, să aibă o înălțime între 1,75 și 1,90 și greutatea între 75 și 90 de kilograme. Aceștia trebuie să înțeleagă diverse limbi străine și trebuie să fie și cunoscători ai politicii în general, asta deoarece trebuie să știe cum să se comporte atunci când anumite persoane de rang înalt se apropie de Putin. Paznicii lui Putin trebuie să fie foarte rezistenți, sunt antrenați să reziste la frig purtând doar costume subțiri și să nu transpire în condiții de temperatură ridicată. Uneori folosesc anumite medicamente pentru a putea reuși asta. Au voie să fumeze pentru a ține stresul sub control, dar niciodată în timp ce îl păzesc. Sunt organizați concentric în 4 straturi. În imediat apropierea președintelui sunt cei mai importanți bodyguards, care sunt atenți întotdeauna la eventualele pericole din preajma lui. Au la îndemână scuturi cu care pot să-l protejeze pe Putin în cazul unui atac armat și la rândul lor sunt dotați cu pistoale de 9 mm, Gurza. Umbrelele pe care le poartă unii dintre paznicii liderului de la Kremlin sunt făcute din Kevlar, același material folosit de veste antiglonți pentru a oferi protecție în caz de nevoie. Totuși, al doilea cerc de bodyguards e mai important.
Aceștia sunt oameni amestecați în public, îmbrăcați formal, care analizează zona pentru potențiale atacatori. În al treilea cerc se află persoane care înconjoară perimetrul mulțimii, iar aceștia sunt responsabili să nu permită unor persoane suspecte să se apropie prea mult de președinte. Cel de-al patrulea cerc de agenți de pază stă la distanță. Sunt lunetiști, aflați pe acoperișurile clădirilor din zonă, care pot trage în orice clipă dacă observă pe cineva care poate părea un pericol. Putin însuși e parte din aparatul de oameni care îl păzesc. Mai mulți foști ofițeri care i-au asigurat paza în trecut spun că acesta este întotdeauna cooperant cu cererile pe care îi le pot face bodyguardii referitor la siguranța sa și că înțelege că oamenii din jurul său știu foarte bine ceea ce au de făcut. În sensul mai larg al pazei de care am amintit mai devreme se află Garda Națională a Federației Ruse, o forță militară internă care este reprezentată de o agenție independentă. Între sarcinile pe care le are Garda Națională se află paza granițelor, controlul armelor, combaterea terorismului și crimei organizate, protejarea ordinii publice și paza unor obiective de stat importante. Formată în 2016, Garda ar avea în jur de 340.000 de angajați. Mai important e că soldații Gărzii Naționale pot aresta oameni fără mandat, pot trage fără somație și pot destrăma organizații periculoase pentru stat. Putin e protejat nu doar de agenții săi, ci și cu ajutorul limuzinei de stat oficiale. Aceasta e o mașină Aurus Senat, construită în regim propriu de către Rusia, de către producătorul Nami. Mașina a înlocuit un Mercedes-Benz și a fost folosită de către Putin pentru prima oară în 2018, la momentul inaugurării sale ca președinte. Ultimul său mandat. Vehiculul are 6,6 metri lungime și cântărește 6,5 tone. E propulsată de un motor V8, care e ajutat și de o transmisie hibrid. Motorul are 600 de cai putere, însă acesta ar putea fi schimbat în viitor cu un V12, mai capabil. Mașina ar fi capabilă să protejeze chiar și dacă aceasta se scufundă complet sub apă. Desigur, are rezistență și la gloanțe și la bombe, iar la interior există mai multe sisteme defensive și ofensive care să-l protejeze pe Putin în caz că automobilul său e atacat. În timpul vizitelor de stat, mașina este transportată cu un avion. Ce se întâmplă dacă pui mâna pe Putin? Un mare campion a simțit asta pe propria piele. Invitat printre alții de Vladimir Putin la finala campionatului mondial din Rusia, McGregor, celebrul irlandez, a dorit să se fotografieze cu liderul de la Kremlin, dar a făcut o greșeală, a pus mâna pe el. Luptătorul a fost atât de entuziasmat de invitația președintelui, încât a dorit să-i mulțumească personal, dar și să facă o poză cu el. Doar că în momentul în care zâmbea la aparat, McGregor i-a pus mâna după gâtul lui Putin, care nu s-a arătat deranjat. Totuși, imediat o gardă de corp a reacționat și a făcut semn irlandezului să-și dea jos mâna, iar acesta s-a conformat. Au mai fost de-a lungul timpului și speculații cum că Vladimir Putin ar avea mai multe sosii, oameni care seamănă identic cu el și care apar în anumite situații în care nu trebuie neapărat să fie Putin cel real. La fel, este o formă extrem de eficientă de protecție a președintelui rus. De altfel, există și o teorie cum că adevăratul Vladimir Putin ar fi murit în 2015 și că de atunci este înlocuit de o marionetă, un om care seamănă perfect cu el și care face jocurile unui sistem cu rădăcini destul de mari. Evident că este un fapt nefondat și fără dovezi, dar e o legendă urbană deja pe internet. Cum și-a eliminat Putin adversarii de-a lungul timpului? Puterea lui și lunga lui tradiție a otrăvirii adversarilor politici din Rusia, areștate vechi. Fenomenul asasinatului, politic sau nu, reprezintă una dintre trăsăturile specifice spațiului post-sovietic, unde frica de schimbare legitimează violența. Majoritatea politicienilor sau figurilor publice care și-au pierdut viața sau au suferit atentate au avut directă legătură cu opoziția politică, zonele strategice rusești și anchetele, respectiv acțiunile de atac public la adresa figurii prezidențiale. Sistemul de putere construit de Putin a mizat pe consolidarea fricii ca mecanism de conservare în rândul figurilor de autoritate. Imaginea liderului rus devine sinonimă cu statul însuși. Dispariția lui va duce în final la acapararea Rusiei de forțe inamice aflate sub controlul unei ideologii străine și pierderea definitivă a caracterului identitar rus. Vocile care opun rezistență sunt supuse riscului de a-și pierde libertatea sau, în cele mai multe cazuri, viața. Fenomenul asasinatului politic sau nu reprezintă una din trăsăturile specifice spațiului post-sovietic. Majoritatea politicienilor au suferit atentate
ce au avut directă legătură cu facțiunile separatiste, zonele strategice rusești, respectiv acțiunile de atac public la adresa figurii prezidențiale. Printre cele mai cunoscute cazuri de tentative recente de asasinat a fost Sergei Skripal, fost spion rus acuzat de trădare și amenințat indirect în 2010 de către Putin prin formula toți cei responsabili de înaltă trădare vor da colțul. Declarația a survenit în contextul schimbului de spioni între SUA și Rusia. De atunci, context în care spionul dublu, Skripal și fiica sa au primit azil politic în Marea Britanie. Riscul reprezentat de fostul agent era dat de gradul înalt de acces la informațiile cu caracter secret, acestea putând fi folosite oricând împotriva sistemului oligarhic de putere, dar mai ales împotriva rețelei rusești de informatori la nivel global. Agentul chimic folosit în martie 2018 este cunoscut drept Novichok, o neurotoxină inventată de savantul sovietic Uglev în 1975, folosită ca un înlocuitor al otrăvirii cu ricină. Avantajul lui Novichok e dat de faptul că neurotoxina poate fi dozată de așa natură încât să genereze paralizie și leziuni permanente cerebrale, menținând victima totuși în viață sau poate genera asfixierea la câteva ore. Skripal și fiica sa Iulia, și ea afectată, au supraviețuit datorită faptului că agentul toxic a fost distribuit într-un spațiu exterior în formă lichidă, iar vremea specifică Marii Britanii a diminuat din potențialul letal. Alexei Navalny însuși a fost o victimă care a supraviețuit aceleiași toxine, intrând în comă profundă în 2020. Fundația Anticorupție a reușit să contacteze un agent de informații FSB care a admis întregul proces de pregătire al expunerii la Novichok. O altă modalitate de eliminare a adversarilor, tot prin otrăvire, a fost folosită în cazul agentului Alexander Litvinenko, prin utilizare de poloniu. Se presupune că fostul agent FSB, cunoscut pentru atacurile politice împotriva lui Putin, începând cu intervenția Rusiei în Cecenia, a fost expus la agentul toxic într-un restaurant din hotelul londonez Millennium în 2006. Folosirea poloniului a ținut în cazul acesta de o formă de declarație politică, fiindcă victima a fost expusă radiații de tip nuclear, prezentând efecte secundare specifice prin distrugerea celulelor. Litvinenko a recunoscut public de pe patul de spital că Putin se află în spatele asasinatului politic. Motivul care l-ar fi determinat pe liderul de la Kremlin să acționeze în această direcție a fost continua campanie a lui Litvinenko de a dezvălui implicarea de tip mafiot a statului rus în gestionarea zonelor de interes strategic. FSB și Putin aveau în comun față de fostul agent un sentiment de trădare națională prin dezvăluirea operațiunilor strict secrete. În 2006, Putin a lansat o serie de politici cunoscute sub numele de legi antiteroriste care ofereau putere directă și extrajudiciară liderului rus de a întreprinde acțiuni împotriva persoanelor considerate un risc național, indiferent de teritoriul în care acestea se aflau. Reacția statului rus nu s-a lăsat așteptată, astfel că odată cu moartea lui Litvinenko, Sergei Abseltev, membru al Dumei de Stat, declara pe 24 noiembrie, la o zi după moartea fostului agent, că moartea lui va servi ca un exemplu pentru toți trădătorii, indiferent de culoare sau locul în care se află. Lista victimelor lui Putin din ultimii ani. În 95, un bancher rus, Ivan Kiveldi, a murit intoxicat cu cadmiu. Autoritățile spun că otrava a fost pusă pe telefonul din biroul său, iar când l-a atins, acesta a început să aibă convulsii și a leșinat. În 2004, fostul președinte al Ucrainei, Victor Iușcenko, ar fi fost otrăvit în timpul campaniei electorale din Ucraina, când a candidat la prezidențiale împotriva lui Victor Ianukovici, amicul lui Putin. Iușcenko suspecta că în spatele tentativei de asasinat au fost agenți ruși. Acesta s-a simțit foarte rău, iar fața i-a rămas desfigurată în urma incidentului. Peste 7 ani de investigații, surse din cadrul procuraturii au spus că nu a existat o tentativă de omor. Jurnalista de investigații Anna Politkovskaya, o voce anti-Putin, a fost împușcată mortal în 2006 în holul imobilului în care locuia, la Moscova. Avea doar 48 de ani. Înainte de asta, ziarista fusese reținută de câteva ori, otrăvită și amenințată cu moartea. Ea milita pentru respectarea drepturilor omului și se opunea politicilor duse de Vladimir Putin. Listei îi se adaugă și cazul fostului agent FSB, Litvinenko, care a fost otrăvit în 2006 cu polonium. În 2013, în Marea Britanie, magnatul rus Boris Berezovski a fost găsit fără suflare în reședința sa. Oponentul lui, Vladimir Putin, s-a autoexilat pe teritoriu britanic de teamă că ar putea fi ucis. Polițiștii au spus că era vorba de o sinucidere, însă serviciile americane de spionaj au altă părere. Evident, asasinat.
Rând pe rând au murit în condiții suspecte și doi parteneri de afacere miliardarului. Vladimir Karamurza e un alt jurnalist pe care Kremlinul l-a otrăvit de două ori în 2017 și 2015. Coordonator al mișcării de opoziție Rusia Deschisă, a fostului magnat petrolier, Dorovski a supraviețuit miraculos. În 2018, activistul rus Verzilov a fost otrăvit cu o substanță care a afectat sistemul nervos. Atunci el și-a pierdut parțial auzul, văzul și capacitatea locomotorie. Controlul prin campaniile media e întărit și de consolidarea fricii ca mecanism de conservare în rândul figurilor de autoritate, așa cum e cazul lui Putin. Imaginea liderului rus devine sinonimă cu statul, iar dispariția acestuia va duce în definitiv la acapararea Rusiei de forțe inamice aflate sub controlul unei ideologii străine și pierderea definitivă a caracterului identitar rus. Vocile care opun rezistență sunt reduse la tăcere, însă indiferent dacă Putin a reușit să obțină întoarcerea mandatului prezidențial în favoarea sa, actualul context șubrezește autoritatea prezidențială. Putin a reușit permanent să scape de oprobiul public, însă întrebarea care se pune este dacă va reuși să treacă și peste acest mare hop numit Ucraina, mai ales în contextul de astăzi și a unei crize economice fără precedent în Rusia. Vladimir Putin deține un imens palat pe un domeniu de 7.000 de hectare la malul Mării Negre, dezvăluie principalul său opozant, Alexei Navalny. Valoarea proprietății depășește 1 miliard de euro și ar fi fost finanțată de mari oligarhi ruși. Toți dependenți de Putin se arată într-un amplu material publicat de Navalny. Opozantul îl acuză pe președintele rus că ar fi adevăratul beneficiar al unei vaste proprietăți și al unui imens palat în apropiere de orașul Gelenjik, pe malul Mării Negre. Situat la malul Mării Negre și înconjurat de Podgorii, ansamblul de 7.000 de hectare construit pentru Putin conține un patinoar de hockey camuflat sub o peluză, un heliport, un casino, o sală de teatru, sală de sport, iar camerele imense sunt mobilate cu mobilier de lux. Numai dormitorul lui Putin ar avea 260 de metri pătrați, iar ca să ajungi la baie trebuie să treci printr-un alt living room. Mai mult, spațiul aerian de deasupra proprietății are statut de no-fly zone. Autorii investigației afirmă că edificiul ar fi fost finanțat de apropiației președintelui rus. Vladimir Putin a luat în râs dezvăluirile lui Alexei Navalny, iar apropiații săi s-au grăbit să ia apărarea. Complexul conține o casă principală cu o suprafață de aproape 18.000 de metri pătrați, un palat de gheață, o biserică, un anfiteatru, o pensiune, o benzinărie, un pod de 80 de metri și un tunel special în interiorul muntelui cu sală de mese. În interiorul casei există o piscină, spa, saune, băi turcești, magazine, un depozit, o sală de lectură, un lounge cu muzică, un bar cu narghilea, un teatru și cinema, o cramă, un casino și aproximativ 10 dormitoare pentru oaspeți. E estimat la 1,35 miliarde de dolari la prețurile din 2021. Însă bijuteria arhitecturală la care a visat președintele Rusiei e atacată în prezent de mucegai. Mai mulți muncitori au declarat sub protecția anonimatului pentru publicația din Marea Britanie, BBC, că palatul de 1 miliard de euro al lui Vladimir Putin are nevoie imediată de recondiționări. Toate dulapurile erau făcute din lemn scump. Atâția oameni au lucrat acolo, atâtea materiale, atât de scump. Apoi ne-au zis, tăiați cablurile, scoateți mobila și dărâmați tot. Pereții și tavanele erau acoperite de mucegai. Mucegai din acela obișnuit. În unele locuri era chiar negru. A afectat întreaga clădire. Am rămas cu toții șocați, au relatat muncitorii pentru BBC. De altfel, în documentarul lansat pe YouTube de Alexei Navalny, susține că cu ajutorul unor acte doveditoare, Putin e cel mai bogat om din lume la ora actuală. Activele președintelui Rusiei se ridică la peste 1.000 de miliarde de dolari, după spusele lui Alexei Navalny. Menționat de presa rusă pentru prima dată în 2010, la Franco Cirilo a devenit cunoscut în Rusia datorită lui Alexei Navalny, principalul opozant al Kremlinului. Într-un interviu acordat pentru Spiegel Online, arhitectul italian recunoaște faptul că el e cel care a conceput planul palatului de la Marea Neagră prezentat de opozantul rus ca aparținându-i președintelui rus Putin. Întrebat cum ar descrie într-un cuvânt creația sa de la Marea Neagră, a spus opulentă. Deși recunoaște că nu e cel mai frumos proiect al său din punct de vedere arhitectural, respinge criticile precum că ar fi un kitsch. Mi s-a cerut un neoclasicism frumos, iar ca arhitect fac ceea ce vrea clientul, a subliniat el, descriind palatul de la Marea Neagră drept Made in Italy.
În timp ce presa afiliată lui Putin contestă informațiile prezentate de Navalny, în documentarul despre palat, susținând că este doar un șantier, arhitectul spune că reconstruirea 3D a opozantului rus este în mare parte corectă. În ceea ce privește șantierul, el spune că nu are nimic de a face cu lucrările din prezent care sunt cauzate în mare parte de problemele apărute între timp, cum ar fi cele legate de mucegai. Arhitectul respinge ideea unei erori de proiectare. Nu sunt inginer, sunt arhitect, spune el, dar dacă încălzești o casă și nu deschizi niciodată ferestrele, atunci bineînțeles că multe pot merge prost. Munca la Palatul de la Marea Neagră a început în 2007-2008, cu toate că nu a fost întrebat dacă a avut vreo legătură cu Putin, a ținut să precizeze din start că nu l-a văzut niciodată pe președintele rus acolo. Nu am vorbit niciodată cu președintele Putin despre proiect, insistă arhitectul, care precizează că a vizitat șantierul între 20 și 30 de ori, ultima sa deplasare având loc în primăvara anului 2014. El susține că a lucrat la acest proiect pentru o companie deținută în acte de omul de afaceri iordanian, Ziad al-Manasser. El spune că a fost contractat pentru proiectarea clădirii și a interiorului, dar nu a fost implicat în construcția propriu-zisă. Totuși, în mod ciudat, dacă rețelele de propagandă ale Kremlinului susțin că Putin nu are nicio legătură cu Palatul de la Marea Neagră, de ce autoritățile ruse reglementează strict zborurile și navigația maritimă în zona domeniului? În plus, de ce agenții Serviciului Federal de Securitate, FSB, și ai Serviciului de Pază al Administrației Prezidențiale monitorizează atent zona, având facilități instalate chiar lângă proprietate? Un fapt ciudat e și că unii subcontractanți și-au deschis lucrările de construcție drept contribuții la o reședință a administrației prezidențiale ruse, iar cel care a revendicat dreptul de proprietate e nimeni altul decât un fost partener de judo și un bun prieten al lui Putin, un oligarh pe nume Arkady Rotenberg. La Franco, Cirillo e unul din oamenii care păstrează secretele lui Putin. Arhitectul italian a primit chiar și cetățenia rusă în 2014. El recunoaște faptul că deține cetățenia rusă, susținând că a fost recompensat astfel pentru proiectele sale de construcție în Rusia, și neagă până la capăt, chiar în stilul diplomației rusești, că ar fi arhitectul lui Putin. Ar fi frumos, dar nu e adevărat, spune el, adăugând apoi că da, am avut ocazia să dau mâna cu Putin. Investigația lui Navalny susține că proprietatea situată de-a lungul coastei sudice a Mării Negre e de 39 de ori mai mare decât statul Monaco și dispune de un casino în interiorul unui conac de 17.000 de metri, alături de un patinoar și podgorii. Serviciul Federal de Securitate din Rusia deține aproximativ 7.000 de hectare de teren care înconjoară proprietatea. Este practic un stat în stat în Rusia și în acest stat există un țar unic și de nenlocuit, Putin. Ancheta a fost publicată la o zi după ce Navalny a fost reținut de polițiști la revenirea din Germania după ce a fost otrăvit cu neurotoxina Novichok. Fără să exagerăm, e cea mai secretoasă și păzită proprietate din Rusia. Nu e o casă la țară sau o reședință. E un întreg oraș. Sau mai degrabă, un regat. Are ziduri de nepătruns, propriul port, gărzi, biserică, punct de control și chiar un punct de trecere a frontierei. E un stat separat înăuntrul Rusiei, spune Navalny. Asta în timp ce, în mod comic, Vladimir Putin are în declarația de avere proprietăți modeste în Sankt Petersburg sau Moscova. Palatul se poate găsi foarte simplu și pe Google Maps, însă nu se poate apropia și face zoom, deoarece este probabil păzit sau nu a avut voie să facă mai mult decât niște poze din satelit. Însă se pot observa exact particularitățile descrise în tot acest clip și în tot clipul de prezentare al lui Navalny.